El, putem spune că deține o profesie nouă care schimbă lumea virtuală. E un tânăr ambițios, iar datorită aspirațiilor sale reușește să pună pe roate adevărate strategii care duc la rezultate mari. Maria Onică a aflat mai multe despre profesia de social media manager de la Dumitru Talmazan. Pentru Dumitru Talmazan, rețelele de socializare prezintă adevărate instrumente de afaceri. Este expert în social media, activitate care l-a cucerit definitiv și irevocabil. Rolul meu este să sincronizez activitatea oamenilor și a brandurilor ca fiecare din ei să aibă beneficiile lor. Oamenii să aibă, să vadă, să li se afișeze acele servicii, produse, informații relevante, iar companiile, pe de altă parte, să își atingă publicul țintă. Acum, cu 100 de lei, nu faci nimic. Imprimi câteva flyere. Eficiența să fie pentru majoritatea business-urilor niciuna. Dar dacă 100 de lei pui pe Facebook, asta sunt de 5 dolari, o să te vadă 4.000 de oameni. A făcut facultatea de arte dramatice și management artistic. De aici își trage rădăcinile creativitatea cu care tânărul dezvoltă proiectele. Noi avem două proiecte, avem școala de instruire în domeniul social media și avem companie care promovează în social media. În total 10 angajați care au roluri diferite, cineva este social media manager, cineva este copywriter, cineva este designer, cineva este media manager. Noțiunea de social media este cunoscută multor tineri, iar partea bună este că utilizarea acesteia pentru promovarea unei afaceri se învață în câteva luni. O persoană, dacă azi începe, în jumătate de an el poate să devină un specialist destul de bun, cotat cu un salariu de la 4 la 10.000 lei. Dacă investești vreo 500 de euro, ai șanse în două luni să te răscumperi investiția, doar că cu condiția de depune efort și vrei să obții rezultate. În acest an, Dumitru împreună cu echipa sa și-a propus să organizeze seminare la care vor fi instruiți aproximativ 10.000 de oameni. În curând ai putea participa și tu la unul.